doamnelor. Vă fac cunoștință cu ingredientul minune. Boabele de soia. Și de ce vă spun treaba asta? Pentru că este foarte bună când o consumă doamnele. Mai puțin bărbații și copiii. Este o sursă importantă de proteine. Poate fi introdusă în absolut orice rețetă posibilă și imposibilă din lume. Aici o aveți în varianta al vapore. Și o să o facem cu niște urechi de lemn, mai pe Chinese style așa, cu niște praz. Fetelor, că pentru voi gătesc acum, băieții se uite, da? Ulei de susan, praz, niște ardei gras colorat, doar for fun așa. Să aibă și un pic de culoare toată treaba asta noastră. Boabele de soia pot fi consumate în loc de mazăre, în loc de fasole. Ia uitați-vă aici. E, și acum apare al vapore. Nu mai vine să gândesc. Pe cuvânt, atât de spectaculoasă e. Prăjim asta. După care introducem boabele de soia al vapore. Efectul estrogenic al soiilor modele este mult redus. Așa că, dragile mele, nu le dați bărbaților. Încercați doar voi. Ia uitați-vă cât de mișto arată pe treaba asta. Deci, miroase într-un fel spectaculos. Și acum, sos de soia. Bogăție. Ia. Spectaculos. Și o terminăm cu niște ceapă verde. Fetelor, cât timp o să economisiți gătind cu soia asta din cutie, care este spectaculoasă. Deci asta pentru o masă de seară, de sharing așa, împreună cu soțul, dar lui dați mai puțin. Și un pic de semințe. Ce vadă, Doamne Dumnezeule, vă spun sincer, atât de simplă, atât de bună și atât de hrănitoare e, că n-aveți cum să nu o gătiți. Încercați-o. Soia este spectaculoasă. Mmm.